În perioada 10-12 iulie se va desfășura în incinta stadionului municipal Ion Comșa din Călăraș etapa interjudețeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, ediția 2019. La această etapă vor participa serviciile voluntare și private pentru situații de urgență din șapte județe. Tulcea, Brăila, Ialomița, Galați, Constanța, Buzău și Călărași. Concursul cu tematică specifică serviciilor pentru situații de urgență are caracter tehnico-aplicativ și sportiv și se organizează anual cu personalul din cadrul serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, care activează în cadrul primăriilor și al societăților comerciale. Întrecerea constă în parcurgerea a trei probe, pista cu obstacole, dispozitivul de intervenție și ștafeta 4 x de metri. Competiția este organizată de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Călăraș. Cei care își vor adjudeca locul întâi și implicit vor urca pe cea mai înaltă treapta podiumului au ocazia să participe la etapa finală care se va desfășura pe parcursul lunii august în județul Prahova.